În cartea Exodul, capitolul 20, versetul 13, stă scris: să nu ucizi. Porunca este directă și clară, dar, fără să vorbească direct de relația dintre părinți și copii, are multe de spus despre acest subiect. Pe lângă înțelesul primar, acela de a avea grijă de viața copiilor noștri chiar înainte de a se naște, de a ne asigura că deprind un stil de viață sănătos, că sunt fericiți și feriți de abuzuri și violențe, porunca mai poate avea și o interpretare la fel de importantă. Domnul Iisus a explicat această poruncă afirmând că cei care folosesc apelative ca prostule sau nebunule în dreptul aproapelui lor sunt vinovați de încălcarea ei. Ce crezi? Cei din familie intră în categoria aproapelui? Care sunt cuvintele cu care ne adresăm unul altuia sau ce le spunem copiilor noștri atunci când suntem supărați? De multe ori pare mai natural să folosim astfel de cuvinte sau altele echivalente față de copiii noștri sau de cei apropiați decât față de colegii de serviciu sau de frații din biserică. Cuvintele noastre sunt oglinda în care copiii noștri se privesc în fiecare zi. Acest lucru este adevărat atât pentru familia noastră, cât și pentru biserica noastră. În cuvintele noastre, ei se pot vedea misionari, credincioși, cetățeni ai împărăției cerurilor sau incapabili de a face ceva răi și departe de Dumnezeu. Pe de altă parte, cuvintele pe care le rostim ne întăresc propriile convingeri despre ei și ne ajută să îi privim într-un fel sau altul. De exemplu, dacă spunem mereu că tinerii sunt biserica de mâine, îi vom vedea tot mai nepregătiți pentru biserica de azi. Cuvintele spuse atunci când credem că nu ne aude nimeni pot răni sau distruge visuri chiar mai mult decât cele spuse la mânie sau supărare. De aceea, provocarea lui Dumnezeu este ca nici măcar să nu gândim rău despre cei de lângă noi, ci să-i vedem așa cum îi vede Dumnezeu. Poate că astfel înțelegem de ce martorul credincios ne spune că fiecare dintre noi are nevoie de alifia miraculoasă care să ne vindece ochii și să ne deschidă noi perspective de iubire și înțelegere. Doamne, fă ca limba mea să nu îi ucidă pe cei din familia mea și nici pe frații sau cunoscuții mei. Alege astăzi să le spui doar cuvinte frumoase celor din familia ta, chiar și atunci când greșesc.